Paștele, unde îl petreci și ce rigori respecti? Sunt trei întrebări în unul, practic, da. Nu? Da, ah, okay. Trebuia fentată. Am înțeles-o, dar ai zis-o așa, da. Rămânem la... Petrec Paștele acasă, așa am în plan, de fiecare dată gătesc pentru familie. Mie mi se pare că este o sărbătoare care trebuie petrecută în familie, așa o simt eu. Ce ai mai zis? Ce rigori? Ce rigori, da. Nu am... Nu am, să știi, adică ți-am zis, eu consider... Cam ce faci și tu de Paște? Tu ce faci de Paște? Modul la înviere. Te duci la înviere? Te duci la înviere? Mă duc la înviere. Stai. Mulți oameni consideră... Paranteză, tu ești de... Ortodoxă. Ortodoxă. Mulți oameni consideră faptul că eu nu consum carne de porc de când sunt mică, da. Că nu sunt ortodoxă. Eu sunt botezată în creștin, da, sunt ortodoxă. Am și cântat în corul bisericii ca idee până la 15 ani. Dar, într-adevăr, am fost și la musulman, și la baptiști, și la evangheliști. Consider că religia nu trebuie neapărat pusă ca și etichetă. Fiecare om trebuie respectat și credința este în suflet. Dar eu sunt ortodoxă. Am înțeles. Bun. Ne dai și nouă un tips and tricks, o rețetă, o ceva pentru gospodine, că tu ești cea mai fancy gospodină din România. Ceva mai pe dulce, așa. Nu știu. Ia pască de pe... Da, hinturi să iasă pasca sau un cozonac cum trebuie. Ce, uite, ce nu trebuie să faci ca să-ți iasă dulciurile bine? Că, care sunt cele mai des întâlnite greșeli și cu astea te las? Să nu stai prea mult pe telefon și să nu uiți cuptorul pe 200 de grade mai mult decât este cazul, ca să-ți iasă cozonacul cum trebuie, adică tu să te duci în altă parte. Da. Și ca să zici tu de pască, cam proporția ar trebui să fie egală. Nimănui nu-i place, exact, să fie prea mult aluat și prea puțină brânză, dar acum e tendința asta pe modern, puteți să faceți pasca fără aluat, depinde de preferință. Eu consider că acolo unde este iubire și suflet, și o masă plină cu zâmbet, nici nu e nevoie să fie masa plină de bucate, ci pur și simplu normalitate. Da, tu simți pai tăi că nu le place ceva la masă? Să strâmbă? Sau nu se întâmplă? Că mamele de obicei trăiesc cu teama asta. Să uită, ele nu gustă și se uită la toți de la masă să vadă. E prea dulce, e prea sărat, e prea ars, e prea nefăcut. Cum tratăm această problemă? Cu normalitate, eu nu sunt o fire așa dificilă. Mă rog, eu nu gust din mâncare. A să știi despre mine că eu nu gust din mâncarea mea, nu pun niciodată nimic în mâncare și la vorbește lumea, nu înțelege lumea de ce nu gust. Dar am curiozitatea asta pentru că îmi place să-i văd pe apropiați, că le place ceea ce fac eu, cum gătesc și nu prea am surprize neplăcute, să știi. Adică chiar se mai întâmplă să nu-mi iasă, dar o arunc înainte de a se gusta. Nu, vedeți că poate. S-a prescris. Nu știu. Da. Te pupăm, să rămână. Mulțumesc, te pup și eu. Paște fericit. Sărbători fericite. Pa.